în cât timp mi ajunge autobuzul, cât timp mai am la dispoziție ca să ajung în stație, cu ce auto... Serios. Hey people, eu sunt Miremi și mă bucur tare mult să fiu încă o dată alături de voi. Nu credeam că o să ajungă și ziua în care, în sfârșit, o să fac acest video. Trebuie să recunosc că, în afară de Draw My Life, cred că e cel mai cerut video din istoria channelului meu. Ok, astăzi o să vă arăt și astăzi o să aflați ce găsiți, ce se poate găsi în telefonul meu. Însă nu vreau să fac un video așa în care să vă arăt, nu știu, toate aplicațiile acolo, toate lucrurile numai să fie arătate, numai ca să, nu știu, o grămadă de aplicații care vin preinstalate, așa că nu vreau să pierd prea mult timp. Ba mai mult, vreau să vă arăt anumite aplicații pe care eu le folosesc foarte des, care mi sunt de folos, care sunt interesante, cel puțin în ultima perioadă, pentru că aplicațiile de pe telefonul meu se cam schimbă așa pe etape, știi? Astăzi îmi place să mă joc cu sau să fac așa și mâine poate nu mai îmi place și mă plictisesc. Deci da, e ceea ce se află acum în telefonul meu. Poate nu peste 2 luni, ok? Bun. Și începem. Deblocăm telefonul, simplu. Trebuie să recunosc că tot timpul sunt fără baterie. Tot timpul. E o problemă pe care o am. Trebuie să rezolv cumva asta. Dar pentru că stau foarte mult pe telefon. Bun. Am deblocat telefonul și de obicei îmi place să las așa, fără absolut nimic. Să nu fie aglomerat, să văd doar imaginea de pe fundal, care mi se pare absolut superbă. Dar o să vă spun și despre această imagine și despre imaginile de fundal mai multe un pic mai încolo. Bun. Și da, la următoarea pagină și aici am aplicațiile pe care intru în fiecare zi, zilnic. Și anume Instagram-ul, WhatsApp-ul, Snapchat-ul, Messenger-ul, Pinky Daily și Bible sau Biblia. Despre astea ultimele două o să vorbesc la sfârșitul videoului, pentru că se adresează oarecum sau sunt folositoare, dar poate nu sunteți toți interesați de aceste două aplicații, așa că le las la sfârșit, în caz că nu ești interesat să dai skip. Bun, pe pagina următoare am, în partea superioară, am vremea, pentru că cred că este foarte importantă, mai ales pentru mine, care pățesc destul de des să mă îmbrac fix cum nu trebuie, adică afară e vreme frumoasă, zic, oh, e vreme frumoasă, îmi iau pantalon scurt, îmi iau mai eu, ajung afară, peste jumătate de oră, ce credeți? Vă las să ghiciți. Continuăm. Apoi am Google Photo, care mă salvează efectiv. Adică, nu știu ce m-aș face fără Google Photo. De ce zic asta? Pentru că eu sunt genul de persoană care face poze la orice. Văd un fluture cum zboară? Poză, amintire. Cade lumina, reflectă, nu știu ce, ce bine arată, artistic, poze. Să nu mai vorbesc despre selfie-uri sau despre poze cu prieteni. Amintiri, țin foarte mult amintiri și am extrem, extrem, extrem de multe poze. Și Google Photo mă ajută pentru că așa nu mai am probleme cu spațiul, cu memoria în telefon. Îmi salvez toate pozele pe Google Photo și acolo pot să salvez la infinit, cu o calitate destul de bună și știu că pot să am acces la ele oricând, că nu se pierd. Și pot să am acces, cum ziceam, la ele de pe orice dispozitiv. Ajung pe laptop, pun parola, îmi pun username-ul sau mail-ul și gata. Ok, Google Drive este cam același lucru, tot așa, un spațiu de stocare. Eu îl folosesc mai mult pentru videouri, etc. Apoi am mail-ul, care din nou este foarte important, pentru că eu în jobul meu comunic cu clienții mei în mod special pe mail. Și mai am lanterna, care îmi place să o am la îndemână, pentru că nu se știe niciodată când rămân fără curent sau am nevoie de lumină. Ok. Bun, jos am mesaje, telefon, galerie, cameră, ca să le am toate cât se poate mai la îndemână. Bun. O să vă arăt aici și cele 4 fișiere
social media, e clar, Facebook, din nou, Messenger, Snapchat, WhatsApp, Twitch, Bitmoji, care îl folosesc pentru voi pe Snapchat ca să vă pot răspunde, pentru că știți că comunic des cu voi și dacă nu vă răspund, mici șansele, dar în același timp citesc tot ce-mi scrieți. Sunt foarte atentă. Și da, am și Musical.ly, chiar dacă nu-l folosesc foarte mult. Zic asta pentru că mă întrebați foarte mulți dacă am Musical.ly. Da, am. Îs Mire Mimitre. Și am 9 Musical.ly-uri. Atât. Bun. Pe Snapchat deja mă știți, sunt Miremi7 și îmi place să folosesc Snapchat-ul pentru că mă simt mult mai aproape de voi. În ce sens? În sensul că, pe lângă că vă răspund și încerc să vă răspund la toate mesajele, îmi place să vă mai urmăresc din când în când, să văd care ce faceți, ce vă place, pe unde umblați. În același timp îmi place că pot vorbi mult mai deschis cu voi pe Snapchat și, de ce nu, îmi plac și filtrele de pe Snapchat, da. Așa, Twitch-ul, pe Twitch știți că o să puteți să mă urmăriți live atunci când voi face desene, o să reluăm și asta, dar în scurt timp. Ok, bun. Am un fișier întreg pentru Instagram. Și când zic Instagram, nu mă refer direct la Instagram, ci mai mult la poze, la editarea pozelor. Am câteva aplicații care mă ajută extrem de mult, dar nu o să trec peste ele și nu o să vă arăt nici cum editez pozele în ele și cum funcționează aceste aplicații. Însă dacă vreți un video special cu asta, mie mi-ar face mare plăcere să vă arăt și să vă spun ce folosesc pe telefon, pentru că pe calculator v-am spus folosesc Photoshop, dar să vă arăt ce folosesc pe telefon și care sunt aplicațiile cu care îmi editez pozele de pe Instagram, de ce nu, ok? Bun, mai am și Boomerang și vreau să vă arăt o chestie foarte tare. Adică foarte tare. Zilele trecute mă plictiseam în stație și am făcut un boomerang care mi s-a părut foarte haios. Ok, mai puțin. Așa că e funny. Da. Mie mi s-a părut foarte haios. Ok, hai să revenim. Bun. Bun, următorul fișier l-am denumit Inspirație și aici o să vă arăt câteva aplicații care sunt, nu știu, îmi sunt foarte utile și pierd multă vreme cu ele. Bine, am Pinterest, dar cred că toată lumea știe despre Pinterest. Aici, într-adevăr, mă inspir, găsesc foarte multe lucruri utile, multe DIY-uri, multe idei. Așa, pe urmă mai am We Heart It, care este cam același lucru, este destul de interesant. Te inspiri, fotografii, lucruri, chestii, trestii. Bun, și aici am Wally sau I don't know cum să o numesc. Și este o aplicație foarte tare, pentru că aici găsesc o grămadă de imagini care sunt foarte inspiraționale. Și pentru jobul meu, dar și pentru, nu știu, lucruri drăguțe. Cum ziceam, imagini pentru telefon, pentru ecran, de ce nu? Atât poze, cât și grafică, 3D-uri. Să mergem la populare. Avem aici pe categorii, mai recente, populare, whatever. Și nu-mi ziceți că nu sunt frumoase. Îmi place să apreciez munca altuia, caragioasa asta cu Pikachu și cu oul care e de fapt mingea aia de la Pokémon. Mi se par foarte faine. Și da, cum ziceam, poza de ecran pe care o aveam, poza din fundal, o puteți găsi aici pe Wally. Bun. Mai am și Minimal Wallpaper, care, din nou, sunt chestii minimale, sunt chestii așa foarte simpluțe, foarte drăguțe, foarte interesante, nu știu, mi-e plac foarte mult și petrec foarte mult timp uitându-mă la ceea ce creează alte persoane. Aici, după cum puteți observa, culorile sunt foarte puternice, foarte flat, grafica este destul de simplă, unele transmit un mesaj foarte pozitiv, altele foarte ironic și, da, îmi place, n-am ce comenta.
Și mai am încă o aplicație, tot așa, minimalist wallpaper, care este aproximativ ca și cele două de dinainte, așa că nu o să intru să vi-l arăt, să vă arăt ce este deja în această aplicație sau așa, dar trebuie să recunosc că preferata mea rămâne Wall-E. Bun. Și am ultimul fișier, care sunt jocurile. Aici, cum ziceam, mă schimb de la o lună la alta. Am perioade în care îmi place să mă joc un anumit joc, dar da. Și am alte perioade când nu mă joc efectiv nimic. De fapt, nici nu prea am mult timp să mă joc, dar atunci când, nu știu, merg cu autobuzul, o să vă arăt și o aplicație pentru autobuse imediat, și trebuie să aștept în stație sau trebuie să aștept pe cineva sau mă plictisesc, efectiv, îmi place să mă joc, pentru că așa trece timpul mult mai repede. Dintre toate jocurile pe care le am aici, preferatul meu acum este Tap Tap Dash. O să vi-l arăt imediat. Trebuie să recunosc că Block Puzzle Mania 2016 mi-am pierdut ore jucându-mă pe acest joc. Nu știu de ce, nu-i nici măcar atât de faină grafica sau să fie interesant, dar efectiv era așa o concurență cu mine, să mă tot depășesc pe mine și să mă depășesc și oh, am reușit mai mult. Nu știu cum să zic. Snakes e un joc pe care l-am descoperit recent, care mi se pare interesant, cel puțin. Deci avem mingea asta galbenă și tot trebuie să luăm puncte. Opa, ce rău joc acum. Dar în același timp, de fiecare dată când ne batem de vreun... Da. La microfonul meu i s-a părut o idee bună să se oprească fix aici, când eu explicam jocul. Încercam să zic că de fiecare dată când se lovește de un pătrat, va pierde numărul de pe pătrat. Adică va pierde din bulinuțe numărul de pe pătrat. Și vă dau și exemplul. Pierdem, hai să vă dau exemplu. Așa. Ok. Scorul meu maxim este de 120, deci dacă cumva vă jucați și mă întreceți, să-mi spuneți. E clar că mă întreceți. Și acum să vă zic jocul meu preferat, care este ăsta. Timp. Și trebuie să apăsăm pe ecran. Ok, mai avem așa, Move It. Nu o să mai intru în fiecare aplicație, pentru că nu vreau să facă videoul ăsta etern. Dar, cum ziceam, Move It este o aplicație pe care o folosesc atunci când merg cu autobuzul. Este o aplicație foarte tare care mă anunță cât timp mai am până vine autobuzul, cât timp mai am ca să ajung în stație sau în cât timp, nu știu, cât timp trebuie să mai aștept, practic în cât timp ajunge autobuzul, care este orarul fiecăruia, cum pot ajunge de aici acolo. Este o aplicație foarte utilă, mai ales când locuiești într-un oraș precum Cluj. Bun? Mai departe, o să trec peste Pinky Daily, pentru că v-am spus că o să vorbesc cu el despre această aplicație la sfârșit. Și mai avem așa, Here We Go, care este un fel de Google Maps, însă mie mi se pare mult mai friendly, mai prietenoasă, nu știu, îmi place parcă mai mult. Mai am Mitele, care este aplicație pentru, nu știu, niște programe pe care le vizualizez din Spania sau așa, care le vedeam și acolo și care încă le mai văd din când în când de acasă din România. Mai am Studio de la YouTube, care îmi arată comentariile pe care le am de la voi, pot să vă răspund, însă trebuie să recunosc că nu folosesc foarte des, prefer să intru să vă răspund de pe calculator. Și mai am Clever Taxi și S-Screen Recorder. Clever Taxi e clar pentru taxi și S-Screen Recorder este cel pe care îl folosesc acum ca să mă înregistrez ecranul, ca să-l vedeți aici. Undeva. Ok. Bun. O să încep cu Bible. Precum știți, eu sunt creștin, cred în Dumnezeu și de asemenea cred în ce zice Biblia. Și îmi place foarte mult această aplicație de la YouVision, pentru că mi se pare, că poți face multe lucruri. Ești foarte organizat în citire și e foarte fain. Avem aici tot felul de mesaje de încurajare, de iertare, de bucurie. Avem versetul zilei, care mi se pare foarte tare. De asemenea, dacă dăm aici la citește, putem să intrăm în și să căutăm carte pe care o citim sau pe care vrem să o citim, Geneza, de exemplu, capitolul 18, versetul 18. Dau un exemplu bun. Și îmi place că are și un fel de plan de citire a Bibliei, ca să poți să citești Biblia într-un an de zile. Mi se pare foarte fain. Da,
îmi place și că poți să îți bifezi. De exemplu, să zicem că îmi place versetul ăsta sau mi se pare interesant și poți să-l bifezi aici cu culoarea pe care o aleg. Eu am o culoare pentru fiecare lucru. De exemplu, dacă e un verset care mă încurajează și care mi se pare foarte, foarte fain, îl bifez cu roz. Dacă e un verset sau așa care mi se pare de atenționare și mi se pare foarte... trebuie să țin minte asta, îl bifez cu albastru. Bun. Și următoarea aplicație pe care vreau să vă arăt este Pinky Daily. Asta e o aplicație mai mult pentru fete, de-aia ziceam că aceste ultimele două aplicații sunt puțin mai diferite și poate nu se potrivesc pentru fiecare, dar vreau să vorbesc și despre ele. Și Pink Daily, Pinky, mereu zic Pinky, nu știu ce, Pink Daily are aplicație, are parolă. Mi-este foarte simplu, un M, oare de la ce? Bun, și este foarte faină pentru că poți să-ți notezi dacă dai click pe calendar aici jos, îți apare calendarul tău. Poți să-ți notezi în zilele în care vine menstruația și da, zic asta pentru că suntem fete, toate fetele au sau o să aibă menstruație la viața lor sau au avut și mi se pare foarte fain să-ți notezi în fiecare zi când ai avut-o ultima dată, când o ai, cum îi. De asemenea, îți arată zilele în care estimează ei după datele pe care tu le tot adaugi că ai fi mai fertilă, ți le arată așa cu albastru. În caz că vrei să ai un copilaș, în zilele alea ai putea să încerci mai mult și poți să, nu știu, să-ți pui, de exemplu, medicamentele care le iei, simptomele pe care le ai, greutatea. Mi se pare foarte fain aplicație și te ajută foarte mult, mai ales dacă ești o fată ca mine, care nu ține cont de chestiile astea. Trebuie să recunosc că a fost foarte greu să găsesc o aplicație care să mă atragă, să pot să-mi notez aceste zile care sunt importante în viața noastră de fată. Da, trebuie să recunoaștem, nu? Eu mereu uitam sau nici nu știam când ar trebui să-mi vină data viitoare, eram ceva de genul, a, nu știu, cred că la sfârșitul lunii, la început, nu. De când am dat de această aplicație, mă ajută extrem de mult, e mult mai organizată toată treaba asta și vă recomand cu mare drag și mi se pare că este foarte utilă pentru noi fetele. Bun. Și acesta a fost videoul de azi, sper din suflet că v-a plăcut, sper că nu s-a făcut etern și că nu v-ați plictisit, sper că v-a fost util. Dacă, nu știu, ați văzut acolo vreo aplicație care vi se pare interesantă, să-mi spuneți care, de asemenea să-mi spuneți care sunt aplicațiile voastre preferate și da, dacă vreți să vedeți un video în care vă arăt cum editez pozele pe telefon și care sunt aplicațiile cu care editez pozele pe telefon pentru Instagram, să-mi spuneți pentru că o să fac un video special pentru această categorie. Nu mă mai lungesc, pentru că dacă în videoul ăsta n-am vorbit mult, n-am vorbit în niciun video. Ok, vă pup! Nu uitați că mă găsiți pe paginile mele de socializare și că puteți lăsa comentarii, puteți distribui acest video, puteți da like dacă v-a plăcut și desigur, dacă ești nou pe aici, poți să te abonezi și să faci parte din mica mare familie. Bye, bye!